pe ce am primit de la Domnul și l-am învățat. Și anume că Domnul Iisus în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Vă rugăm să vă ocupați locurile. Un cuvânt de apreciere deosebit pentru cântăreț. Domnul să vă binecuvinteze. Și am mai spus și în alte adunări, dacă este o slujbă care îmi place, ar trebui să spun că rugăciunea, așa ar trebui să păstor sau predica. Mie îmi place cântarea în cor. Corul mix, corul bărbătesc și văd că sunteți bine puși la punct. Când vă lăudam la ureche la Nicu, el a spus, avem mai mulți cu conservatori. Domnul să vă binecuvinteze încă o dată. Și la noi avem cor înființat în 1964, care cântă până în ziua de astăzi, așa cum cântăm noi. Dar îi cântăm în Dumnezeu și Dumnezeu primește. Spune Apostolul Pavel, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Eu tare sunt curios de multe ori, fel de fel de predicatori, fel de fel de învățături, și chiar cât pe unul am curajul să-l întreb, măi, de unde ai primit ceea ce spui? Apostolul Pavel spune, eu am primit de la Domnul. Și așa aș dori ca toți predicatorii care vin aici să spună ce au de la Domnul. Domnul Iisus, la un moment dat, înainte de patimile sale, spunea, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, înainte de patimile mele, că vă spun că de acum nu mai mânca decât nou în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta m-a cercetat de câte ori ne aflăm la sărbătoarea cinei. Dorim mult, dorim sărbătoarea asta. Ne dragă? Participăm? La noi am avut în sat un frate foarte credincios. Domnul l-a chemat acasă, avea 14 copii, băieții prin străinătate, tata vino la noi. Ei țineau tare mult la tată. Și îmi spuneau cei care erau la o masă de dragoste. Eu pus masă și nu mai știa ce să îi pună pe masă. Tot felul de mâncări, tot felul de sucuri. Dar el era un om chipzuit așa. Și când se duce la adunare, băieții lui nu au cina. Și el a spus, băieți, m-a spus la masă, mi-a dat tot felul de sucuri și de mâncăruri. Dar voi nu știți că aveți un suflet în voi? Și sufletul ăsta din tine, Pavel spune în 2 Corinteni 4 cu 16, de omul de afară și omul dinăuntru, sufletul ăsta din tine ar vrea și el să mănânce și să bea. Și trece păstorul și spune, luați, mâncați, acesta e trupul meu. Parcă sufletul din tine ar întinde mâna. Dar tu stai mânios cu capul în jos. Azi nu pot să mă împărtășesc. Și plângea fratele ăsta, spunea, n-am nevoie. O feline, pâine și o cană de apă, dar când e cina Domnului, să pot să eu să mă împărtășesc. Doamne, ajută-ne! Ați dorit mult? Doamne, dă-ne dorința aceasta. Eu am fost cândva la vicovul de sus, la un frate, dacă sunt vicoveni, prin ce am înțeles că dirijor e vicoven, și m-a uitat la el, unde? Așa. Unde? Salim cu fratul care cântă la oră. Vă știu, gata. Și am fost la fratele Mitric, un bătrân înalt, cu capul alb, și am luat Biblia lui și el pe o pirtă avea două date însemnate. Și am spus, frate, ce cu datele astea? Și el îmi spune, frate,
Cornel, tu îi cunoști familia. Zic, noi eram vreo 5-6 băieți înalți, mari, familia nu mici. Scandalagii, pensat. Și părinții noștri au fost de câteva ori la adunare să pocăiască, noi băieții am hotărât, nu mai mergi la adunare, ne faci de rușine. Și odată când era Paște, de sărbătoare de Paște, noi am pregătit coșulețele cu pască, cu vin, cu ou vopsite. Și ca să nu ne fie somn la biserică, am spus toți, hai ne culcăm, tragem un somn și la miezul nopții plecăm să sfințăm Paștele. Și spune frate Dragoș, o dat Domnul un duh de somn peste noi. Când ne-am trezit, era duminică dimineața, soarele sus, era ora 8, și noi toți cu coșulețe rămase pe masă. A spus, băi, suntem mai răi decât păgânii, măi, ce facem? Și omul spune, măi, ca să nu pierdem Paștele, hai mergem la pocăiți. Și îmi spunea că a fost, dar unul din ei, eu la pocăiți nu mă duc. Ceilalți au mers la adunare, când au intrat toți, îmbrăcat național, oameni voinici, frații s-au cam uitat, erau mai puțini, s-au cam speriat de ei. Dar ei s-au pus doi acolo, unul aici, erau la 4-5. Și o bătrână spunea că o venit în duminică cu un caiet de cântări și mi-a spus, hai cântă cu mine. Băi, dar la dânsă, ce se cântă? Dar așa de tare le-a plăcut, că a doua duminică a spus, băi, la acela care nu a fost, hai deși tu odată, băi, eu nu merg la... Băi, suntem frați, la bine și la greu, împreună. L-am lămurit și am mers și eu. O mers toți la adunare, acum și cu frate său. Și un frate a spus că cine e îndemnat să se roage Domnul. Când spune frate Dragoș, când a spus asta, ne-a plecat pe genunchi, mii pe peretele adunării au apărut ceva scris cu litere de foc. Și eu citem. O adunare așa plângea și eu citem și am văzut că scrie amin, a spus amin. O zic, aia e data, prima dată, care când m-am pocăit, am rămas în adunare. Și a doua dată, fratele avea vreo 80 de ani, cred. A început a plânge. A spus, băi, frate, am avut o dată în viața mea că n-am mai putut învățăși. Și am scris acolo pe copertă la Biblie ca să nu uit. Să-mi aduc aminte că o dată n-am putut lua cina. Voi puteți de mai multe ori să nu luați cina. Sau vreți cina. Doriți mult să prăznuiți Paștele acestea împreună cu Domnul. Predica unul de Daniel în groapa cu lei și a spus, decât un ceas fără rugăciune, mai bine o noapte cu lei. Când facem alegerea asta, cât ai putea tu să stai fără să iei cina? Câte luni? Ani? Omul ăsta nu a putut lua odată cina în viața lui și plângând îmi spunea, a fost odată când n-am luat cina. Domnul să ne cerceteze și Domnul să ne vrednicească. Eu Paștele l-am așezat între grabă și zăbavă. Când Exod 12 cu 11, să aveți în loc un cins, încălțămintea picioare, toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că este Paștele Domnului. Grabă la ce? Era acolo o problemă. Dacă într-o familie sunt prea puțini, trebuia să sărbătorească Paștele cu vecinul. Eu am probleme cu vecinii mei. Eu pot să vin la Iași să iau cina. Mă bucur, vă laud, pocăiți sunteți. Mă duc la vicul, eu cina cu vicovenie, eu cu vecinul am o problemă. Cu el nu pot lua cina. Și Domnul nu le-a spus cel din Dan să se ducă până la Beersheba, la un prieten de-a lui. Nu. Ia cina cu vecinul tău. Trăiești bine cu vecinul? Coristele, trăiți bine între voi? Elevile, studentele, trăiți bine între voi? Eu trebuie să iau cina cu cel mai de aproape. Și unde nu pot, trebuie să mă grăbesc. Ca să mă pot împărtăși. Luați Paștele, dar cu grabă. Rezolvați-vă problemele. Dumnezeu să ne ajute. Grabă la ieșirea din robie. 400 de ani au stat rob. Ei au stat 430 de ani, 30 nu au fost rob. Dar 400 de ani au fost rob. Și vine Pavel acum Roman 6 cu 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului, mădularele voastre ca pe niște unelte nelegiuirii.
Ci dați-mă pe voi vii lui Dumnezeu, de morți cum era, și mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Să dai ochii lui Dumnezeu, urechile numai pentru Dumnezeu, mâinile numai pentru Dumnezeu. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, spune Pavel în Corinteni. Dar Levitic spune că orice vas de lut care n-are un capac bine strâns, va fi necurat. Comoara asta e Duhul Sfânt, e sufletul, e divinitatea care este în noi și o port în trupul meu. Dar trupul meu are niște capace care trebuie bine strânsă. Eu am experimentat acele vremi când n-am avut capacul bine strâns. Și am văzut ce nu trebuie. Și am auzit ce nu trebuie. Și am vorbit ce nu trebuie. Și suntem necurați. Dar acum, suntem la cina Domnului. Dorim ca Domnul să ne ierte. Amin. Și să ne învrednicească, frate. Există o categorie de oameni care la cine nu se cercetează niciodată. Orice ar face, orice ar spune, ori cum ar fi relațiile cu altul, el e primul la cine. Există o categorie de oameni care atâta se cercetează, că niciodată nu-s vrednici. Îmi pare rău. Un cuvânt, o părere, o vorbă. Cea mai bună e calea de mijloc. Că oricum ne-am păstrat noi, fraților, tot nu ne împărtășim prin vrednicia noastră. Dumnezeu e Cel care ne iartă și ne face vrednicia. O spus Duhul Sfânt, fratele Vorobeț, într-o zi, mâine voi veni să te cercetez. L-am cunoscut bine pe omul ăsta, un apostol, o trăi până la 94 de ani. De 14 ani de Siberia, multe condamnări, bătut, scos dinți, rup mâinile. Și el când a spus Domnul că mâine vin să-l cercetez, trebuie să dimineață, s-a spălat, Doamne, asta am un zi de post. S-a îmbrăcat frumos și nu se întâlnească cu nimeni. Și toată ziua o cântat și s-a rugat, o cântat și s-a rugat. S-a făcut noaptea, a luat o trestuță în mână, s-a dus să cumpere o pâine. Și când mergea pe drum, se gândea la ceva. Și îi spune Duhul Sfânt, iată că te-am cercetat și nu te-am găsit după voia mea. Și a început să plângă pe drumul. Doamne, sunt om. Eu știu că Iași străiește. Eu știu că lumea asta e stricată, e pervertită. Mă gândesc la cei tineri de aici. Noi nu luăm cina că suntem vrednici, ne luptăm. Dar rugăm pe Domnul să ne învrednicească. Dar noi trebuie să ne grăbim. Așezăm paștele Domnului între grabă și zăbavă. De ce spun zăbavă? Când în Corinteni Pavel spune astfel, fraților, când vă adunați, așteptați-vă unii pe alții. Poate nu intrăm în toate detaliile. Dar grabă la a trece prin minunea lui Dumnezeu. A scăpat de robie, a contemplat minunea lui Dumnezeu. Grabă a ieșit pe malul celălalt, în Exod 15, să cânți cântarea de biruință. Doamne ajută de aceasta. Ne trebuie și zăbavă câteodată. Ne trebuie să ne așteptăm, trebuie să ne îngăduim, trebuie să ne tolerăm. Că spune în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă, iertați-vă unul pe altul. Cum voi ierta Dumnezeu în Iisus Hristos, așa iertați-vă și voi. Să ne ajute Domnul acesta. Am asejat paștele Domnului între unitate și dezbinare. Având în vedere că este o pâine, 1 Corinteni 10:17, noi care suntem mulți, suntem un singur trup, pentru că luăm din aceeași pâine. Unitatea nu e reprezentată de un lan de grâu. Când te uiți așa de un lan de grâu, cum îl onduiește vântul așa în bătaia lui, spui, băi, e un lan de grâu, e una. Dar poți să alegi spic cu spic, nu e unitate de plină. Nici în grămada de boabe nu e unitate de plină, că de evrei alegi bob cu bob. Unitatea e în pâine. Deoarece bocul ăla este frământat, îi zdrobit, îi dat de coaja, tărâța se dă în afară și unitatea se face numai din făina aia din mijloc. Asta înseamnă că firea noastră trebuie zdrobită, trebuie îndepărtată și unitatea la nivel de Duh. Doamne ajută-ne! Că bocul ăla din grâu e zdrobit, bocul trece prin vadul de mori, bocul e frământat, bocul e băgat în cuptor. Și acolo e o unitate de plină. Nu mai poți dintr-o bucată pune spunică asta dintr-un boc și fi nimicul asta din alt boc. Să ne dea Domnul să fim mai duhovnicești. Și are Domnul metode să ne zdrobească, și are Domnul metode să ne frământe, și are Domnul metode să ne țină în cuptor. Și când gătam de aici, suntem una.
Doamne ajută-ne de la asta. În Corint, m-a întâlnit Pavel o situație și m-a spus, se vă laud, eu nu mă laud. Vă adunați să fiți mai răi, nu mai buni. Că în urmă spune, sunt al lui Pavel, unul chiar lui Chifa, unul al lui Apol, unul al lui Hristos. Dar ce, Pavel a murit pentru voi? Chifa a fost răstignit pentru voi? Ăștia sunt slujitori. Când se polarizează puterea, când se fac simpatii, mai ales în campaniile de alegeri, atunci biserica, cum e cu unitatea? Și Pavel vine și spune, Hristos e Fiul lui Dumnezeu. În numele Lui și pentru numele Lui. Nu polarizăm puterea, nu ne creăm simpatii, nu ne facem partide, suntem la cina Domnului. Având în vedere că este o pâine, noi luăm de acolo și suntem una. Doamne ajută-ne la asta! Cina Domnului între smerenie și mândrie. Să uite Apostolul Pavel în Corint, unul venea cu mâncatul al lui, unul mânca. Ce, n-aveți casă unde să mâncați? Sau vreți să faceți rușine pe cei ce n-au nimic? Și acolo erau partide după cum își etalau ei finanțele și lucrurile materiale. Dar, frații mei, eu știu într-un oraș aici din țară, era un paznic, azi, mai măturat prin curtea spitalului, angajat la spital. Și era pocăit. Domnul a cercetat pe directorul spitalului. S-a pocăit și el. Și acum, că se vede la cena Domnului, directorul lua ștrăgarul, și se vede în coasă, hai să-i spăl picioare. Și că paznicul care avea minte de paznic și râvnă multă, s-o spunea, domnul director, cântă-mă cântare. Și-l punea cu săracul directorul cu voce, fără voce, tot cânt de cântări amândoi. Dar spunea păstorul, mă, așa de frumos erau amândoi. Spune Biblia odată că era un era stăpân de sclav, era cea pur, era bogat. Încă un sclav a fugit de acasă, i-a făcut pagubă. Pavel l-a întâlnit pe Roma, l-a convertit și l-a trimis înapoi. Și-a spus să-l trimit nu ca pe un rob, ca pe un frate în Domnul. Și mă gândesc la imaginea aceea, când sta Onisim așteptam și Filimonul noastră regalul, stăpânul de sclav, marele patron, și-i spăla picioare, asta e la adunare, asta e la pocăință, asta e la cina Domnului. Doamne, ajută-ne să fim așa. Pe ori de câte ori vestiți, adică mâncați din pâinea aceasta, beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Un singur lucru vreau să mai spun. Noi nu luăm cina Domnului ca să fim vindecați în trup. Dar știți că suntem? Trupul mielului de Paște era împărțit în două. Carnea și sângele. Carnea au mâncat-o evreii. Sângele era pentru Domnul. Au uns ușor pragul de sus și ușor. Jertfa Domnului Iisus e împărțit în două. Isaia 53:5. Dar El era zdrobit pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dar noi am avut un frate, s-a suit la un transformator, a fost curentat, 21 de zile a fost în comă. A trecut curentul prin el, 20 și ceva de zile a stat la Iași, la spital. Am venit, am făcut ungerea cu un de lemn, după 21 de zile, Domnul i-a făcut bine. Dar eu eram aici, nu știu ce spital, cum se cheamă astea, era nevastă lângă el, copiii la picioare. Și el întreba pe nevasta, dar tu cine ești? Dar ei de ce se uită la mine? Și la grămioară îi spunea Viorel, eu sunt nevasta ta. Ei sunt copiii tăi. L-a dus acasă și întreba, dar unde m-ați dus? Casa făcută cu mâinile lui. Peste toate l-a chemat iar la Iași să-l opereze, dar avea o durere de stomac, nu mai putea suporta. Și eu spune la plămioara, stau cu îndumire pe la cină. În momentul când s-a împărtășit în trupul Domnului, a fost vindecat. Astăzi predică Evanghelia și omul care grijește administratorul adunării. Pentru că în jertfa Domnului Iisus avem două lucruri. Avem iertarea de păcate și avem vindecarea de boală. Ce avem noi de făcut? Ne ducem la cruce cu bolile noastre. Petru spunea, în rănile lui ați fost vindecat. Noi nu suntem acum. O
murind Hristos pe cruce, în paharul acela care nu-l putea bea în Ghetismani, și vă spun, dacă vrei, Tată, depărtează, că e prea amar, acum era atât de spurcăciune de mere și atare. Tot de păcatele lumii erau acolo, tot de bolile din lume au fost aruncate pe Hristos și El în jertfa noastră în care avem deplin. Ne apropiem cu credință. Domnul să ne ierte de toate păcatele. Domnul să ne vindece de toate bolile. Și intrăm în cina asta cu bucurie. Când am fost în Israel, nu numai o dată, multe locuri sunt contrafăcute. Evreii sunt comercianți. Am întâlnit două morminte, două golgote, lemn din crucea Domnului Iisus, dacă s-ar aduna, ar fi o garnitură de tren. Eu am fost evreist, dar am ajuns într-un loc care ne spunea ghidul 80-90% e autentic. Se chema Gabata. Un loc părăsit cu pietre. O să crezi că sunt oameni buni, ăsta este autentic. Aici a fost judecat Hristos. Am trăit momente înălțătoare, unii făceau poză, alții râdeau, alții plângeau, manifesta fiecare. Eu m-am avut așa un moment de cercetare, a fost pe aici undeva, a fost tropul Domnului Iisus. Aici a fost bătut, aici a fost legat, aici a fost biciuit, pentru mine. Cât de mare dragoste al Dumnezeu. Eu am mai mulți copii, 13 ani am avut după căsătorii, Domnul meu da mai mulți copii. N-aș putea alege, mi-am făcut așa un exercițiu de imaginație, să spun dacă unul ne-ar cere un copil, mai dăm un copil la sacrificiu. Care să-l aleg? Tot mi-s dragi. Dumnezeu a avut un singur în cer, pe Hristos, și l-a dat să moară pentru noi. Și când era pe cruce, a întrunat fața și a strigat Domnul, Eli, Eli, lama sabachthani. Aleluia! Pentru ce m-ai părăsit? Pentru voi! Ca să trăiți în Iași pocăința. Aleluia! Pentru noi, ca să ne sfințim și Domnul să ne ajute. O dorință mai am. Ce vă spuneam vouă, acum spun tuturor, când o fi în împărăția lui Dumnezeu, cu Avraam, Isaac și Iacob, cu sfinții, cu părinții noștri, cu bunicii noștri, bunicul meu care condamnat la cerăuți pe 25 de ani, a fost pocăit. Cu sfinții care i-am cunoscut, pe unii i-am îngropat eu, eram păstor, pe sora Cârnan Alexandra, care a lăsat acasă copiii și a plecat la cerăuți pe 25 de ani. Eu mă gândeam așa, voi fi acolo, acolo cunoștința va fi deplină. Eu gândesc în termeni omenești. Și o să înceapă frasele astea să spui cum o fost la Cernăuți, alții, ce citei dumneavoastră, o scrisoare, tratați, maltratați, chinuiți. Și o să vină rândul meu. Eu ce am să spun? Cum o vrei frață de rău, cineva s-a legat de mine, eu atât am avut o problemă cu frață, cu frață de fapt, nouă probleme. Eram așa de amărât, am ajuns la Irba Mică, îi spun la Iosif Rauca, băi, n-ai un vas de lucrare pe aici? O să du-te la maierul, la sora Ana, are lucrări bune. Ies la ocazie, fac mână, nimic, 1, 2, 3, 10, nimic. Trece unul cu viteză, mă oprește dinapoi. Și că Domnul merge la Sfânt George, mă întreabă, nu la maierul, hai că duc-o până la Sfânt George. M-am însuit de acolo și mai iei tu ocazie, că nu-i departe. Și în mașină, nu știu cum arătam, dar el se uite la mine, spune, dar cine e acasă, ai Domnul? Eu nu-i spun nimic. El se uite, nu vrei să-mi spui cine e acasă, ai? Și dacă spun, cu ce mă ajut? Dumitare, știi cine e acasă? Îl întreb eu pe el. El zice, Domnule, eu sunt Sfânt Gheorzan de la Feldu. Ai auzit că a fost tare publicat de niște băieți care au vrut să treacă în America și i-au prins capitanul și i-au aruncat în apă? Și băieții ce i-au ocupat cizmele la capitan să ierte și i-au aruncat în apă. Unul din băieții mei era acolo. Unul din acei care au murit. Băiețul meu n-are mormânt. N-are loc unde să-i pun o floare când mă duc undeva asta. Din 8 copii, cel mai mare, vă spus, tata, dacă ajung în America, vă ajut puteți. Băiatul meu, mijlocul oceanului. Bă, știu cine e cazul? Uite la mine, era alb, am albit în câteva zile. Dar dumneavoastră, cine e cazul ai? Nu știu ce-i spun. Nu știu, frate, o spus ceva de mine. Ăsta e cazul, vină cu mine.
M-a dus acolo zbomurelă, mi-a dat un suc, o spune, necazul tău trece cu un suc. Dar meu e mai mare, necazul meu. Și de atunci am spus, așa ne victimizăm câteodată, așa de prigoniți suntem și nu suntem. Alții suferim mai mult ca noi. Când ai să ajungi în cer și o să fie desemnate cununile, tu ce ți-ai spui, îmi spun una, și mă, dacă îi spune una, e bătic pe cap la adunare, te spart, nu mai poți. Tu spune, e vor ochii mai decentă sau nu știu cum, gata, nu mai vii trist de mânt, că îți suni păstorul că suferi pentru Hristos. Nu e așa, frate. Hai să ne pocăim mai bine. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Gândul care era, că atunci când vom fi la masa aceea, să fim cu toți prezenți. Și noi, cu cei dragi a noștri, să ne bucurăm. Aleluia! Și spune Isaia 35:10, o bucurie veșnică ne va pune una fruntea. Amin. Aleluia!